Zani vrea să facă pace cu Elena Marin. Câștigătorul Survivor România își dorește să o cunoască cu adevărat pe faimoasă. Aș merge la o cafea cu Elena. Zani, câștigătorul Survivor România, face noi dezvăluiri despre experiența din Republica Dominicană. Zani, câștigătorul Survivor România 2021, a vorbit în podcastul lui Velea despre timpul petrecut în Republica Dominicană, dar și despre foștii colegi. În discuție a fost adusă situația dintre Faimos și Elena Marin. Artistul a recunoscut faptul că nu regretă faptul că s-a luat de colega sa de echipă în competiție, dar că și-a dorit să meargă la o cafea cu aceasta, pentru a afla cine este cu adevărat. Nu îmi pare rău că m-am luat de Elena Marin în competiție, dar aș lua o cafea cu Elena. Chiar aș merge la o cafea cu Elena să o întreb așa pe ea, în afara competiției, cine este ea cu adevărat. Nici nu știu ce să mai cred, mă simt vinovat uneori pentru ceea ce cred, a declarat Zani. Zani, dezvăluind despre concurenții de la Survivor România. În continuare, am mai vorbit despre Albert, dar și despre strategiile de la Survivor România. Despre războinic, Zani a spus că l-a admirat pentru faptul că era sincer, deși l-a deranjat puțin că nu se impunea cum ar fi trebuit. Însă, a avut o părere destul de bună despre Marius, dar și despre Andrei, cu care a și ajuns până în marea finală. Din echipa războinicilor l-a admirat pe Albert. A fost el așa pămpălău, foarte pămpălău, nu se impunea, dar îmi plăcea că era truie. Mi-a plăcut de Andrei, de Marius, ei erau foarte disciplinați. Nu intrau mei deloc în certuri, nici nu își spuneau punctul de vedere tocmai ca să nu intre în certuri. La Survivor am încercat să văd partea bună din fiecare ca dacă rămâneam cu ranchiuna în suflet nu puteam să trec mai departe. Imediat după ce m-am certat cu Ștefan, a doua zi dimineață l-am văzut cum stătea singur și mi s-a făcut milă de el și chiar am simțit în el că e băiat bun și doi pare rău, dar era incapatanat. Si a făcut coaliție cu Elena, a ieșit favorit cu treaba aia, si putea să o continue si să fie la duel cu mine, dar omul a făcut un pas în fata si a spus că a greșit. Ca Elena nu are dreptate si eu în el am văzut sinceritatea pe care mult timp nu o aveau acolo. Omul era sincer si a spus cine este cu adevărat si ce crede cu adevărat, a mai adăugat Zani.